Ana Morodan și-a aflat pe 19 octombrie sentința după episodul halucinant din trafic, petrecut în luna martie acestui an. Un an, 3 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare. Însă, după aflarea pedepsei, contesa digitală s-a comportat ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. De parcă, pe lângă sentința cu închisoarea, n-ar trebui să frecventeze un program de reintegrare socială. Și nici n-ar trebui să efectueze muncă neremunerată în folosul comunității pentru o perioadă de 60 de zile. Ea a coborât din locuința sa din zona Pipera în jurul prânzului pentru a merge la cumpărături. Și-a tras însă șoferiță și aproape să fie încurcată cu ceva membru al corpului diplomatic, dacă am pune la socoteală vestimentația celei care asigură blondei tot confortul în trafic.